Mama! Oh my god! Băi, tu de până... Roman, ai în casă, Roman! Hei, vreau să vă rog ceva, deci duceți-vă la canalul meu, Ilias Vlogs, da, la care tu ești abonat, și apăsați pe butonul ăsta, deci apăsați aici. Pum! Și prima apăsați pe Send me all notifications for this channel și apăsați Save. Așa voi să primiți notificare oricând eu ați postez. Acum politica la YouTube s-a schimbat. Deci dacă nu apăsați pe butonul ăsta, n-ați primiți notificări. Apăsați pe butonul ăsta, puteți să o faceți de pe telefon sau de pe browser. Începem azi ziua cu un prank. Deci cât eu nu filmam daily vloguri, foarte multe prankuri s-au făcut pe aici. Și când noi facem prankuri, eu, Lugead, Roman, Romani, și facem haz unul pe altul, voi să știți că noi nu ne supărăm. Poate la moment ne spărăm, dar e friendship, adică noi suntem prieteni și luăm asta ca o glumă. Amu, noi ne ducem la Roman și avem chestiile astea. Deci noi să le prindem așa. Bun, George, nu fii așa. Le-am aprins, ne ducem la Roman și îl trezim. Tu să iei seama că tu ești cam căscat, băi, George, și cu tine, stânge. Roman, ardi casa, Roman! Roman! Roman, ardi casa, Roman! Roman, ardi casa! Roman! Roman, ardi casa, Roman! Băi, tu de până... Roman, ardi casa, Roman! Băi, ce... Roman, ardi casa! Băi, Gea, ce cât tine, stai și gata, Gea, 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 gata! Stai și pe mine, te rog! Băi... Gea, tu ești de bun, te-ai dus la părul lui! Băi, tu visei... Tu ai părlât... Ai părlât! I-am părlit părul? Da, ești cu tine. Băi, eu ți-am părlit părul. Roman. Eu ești lăsă. Eu, băi, Roman, ți-am părlit părul. Roman. Ești lui, da, ți-am părlit. Roman. Da, mă înțeles, bun, las. Ia, ți-am părlit părul. Bravo, băi, ți-am părlit părul, tu ești în România. Bro. Bro. Hai, mă. Bro, Roman, ți-am obișnuit să facem un experiment aici. Vrei colaborare? Cam de pe azi, nu uitați, puneți un like și un share. Pa, pa! De școală. Și te duci la școală? Da. Apropo, dacă vă duci la poza asta pe Instagram la mine, că aici e Ilias Vlogs, link-ul este în descriere. Dacă tu ai să comentezi la poza asta cu tag la 3 prieteni, atunci eu o să dau like la 3 poze care tu le ai pe Instagram. De că eu dau tag. Hai, hai de tu un tag. E ca așa cum Roman face. Tag. A, lui Gea, Gea, dă-mi un like. Hai, lui Tanner Fox. Hai, Tanner Fox. Instagram. Ia că așa. Deci eu o să mă duc la voi. În primul rând o să pun love la comentariu, o să mă duc la voi și o să pun like la 3 poze. E frumoasă e asta. Ia că așa să fac eu. Instagram-ul meu e în descriere, duceți și puneți like-uri. Trebuie să fie și like și comentariu. Roman, ți-ai minte ceva din prank? Arap, te rog, arap. Ce? Arap, te rog. Dar nu, asta eu am filmat aici, încă nu l-am postat. Roman pleacă la școală. Ceau, Roman. Succes. Da. Tu la ce oară vii înapoi? La 3. Ai spus la 1. Da, eu am adăugător azi. Ah, ok, hai. Dacia neagră KBK 030. Dacia, am vrut să zic Dacia pleacă acasă. Jad pleacă acasă că sunt rău. Eu nu știu peste câte minute pentru ce ai închis. În aplicație arată acolo, totdeauna. Jad se duce acasă, zic că sunt rău. Și nu vrea să vomite la mine acasă, așa că... Mersi mult! Nu te vomita, bă, pe mine, nu doare tare. Afară de... Și mă pucătușă. Afară deja e întuneric. Eu azi m-am culcat la ora 8 dimineața cu Gead. Noi ieri cu Gead ziceam că nu dormim azi deloc și n-am avut somn și ziceam că n-o să dormim. Și după asta... Eu am putut să uităm la un desen animat, sper mă... Am adormit. Bine.
Tu prima e dormit. Da, eu la. Da. Dar mâine vlogul să înceapă mai devreme, să fie ziua afară, așa că apropo, și mâine noi să facem sanie. Azi mai de seară eu să mă uit la comentariile voastre, să văd ideile voastre pentru sanie și deja să încercăm mâine ca să o facem. Am citit câteva idei acolo în comentarii și mi-a plăcut tare mult, așa că mai de seară să le citim pe toate. Ți-ai minte prank care noi vrem să-l facem? Nu, și de ce pun acum două? Du-te acasă. Dad, hai, ap când tu mâine vii, da? Sau când ți simți bine, da? Da. Cringy, hai, hai, cringy shake. Vreau să mă duc până la magazin să-mi cumpăr o căciulă. Cuș, mă. Dragoste din tei. Și ne ducem să mâncăm undeva. Dar vă spun o chestie foarte importantă. Dacă spălați haine, mașina de spălat, după ce se finisați de spălat, deodată să luați și le puneți la uscat. Pentru că eu, de exemplu, mi-am spălat alaltă ieri scurtă, am lăsat o mașină de spălat o noapte întreagă și s-a împuțit. Nu știu așa, nu știu. Și am spălat-o din nou și deja e fain. Așa? Da? O leacă aici. Aici? Da, este o leacă aici. Da, mă rog. În puțaulă. Să nu lăsați pe noapte. Ia uitați-vă ce cămaș am primit eu de ziua mea de naștere. Tare fain. De la niște prieteni din America. America! Ei întotdeauna mie îmi doresc cămașă. Că eu foarte tare le iubesc. Și ce dat sunt de ei. De cămeș, adică îmi place să port cămeș. Mă înainte purtam doar cămeș. Ești tare cool, așa? Afară deja e întuneric. Ne ducem să mâncăm ceva și după asta să venim să luăm sainile și să ne dăm la vale cu sainile și să filmăm. Sper să fie interesant. Da, afară așa e de frig. Bine că ne-am luat ieri mănuși. Azi nu mai iau fes, căciulă, cușmă. Trei cuvinte pentru o chestie. Cum încă? Brobode, nu asta. Bro... Asta e șubă, deci adică da, asta e basma. Azi nu ne iau basma, ne iau mâine. Așa că ne ducem să mâncăm. Noi am fost să ne-am luat mâncare și avem mâncăm și după asta ne ducem cu sainile să ne dăm. Ca niște copii mici. Trebuie să găsim un deal fain, pentru că aici este un deal de pe acolo. Cred că au mărți mașinile și zăpada s-a topit. Dar este încă un deal în pădure, Roman. Nu e pădure încolo? Nu, este o pădure acolo. Și poate să plecăm acolo, dar nu știu, dar acolo e întuneric tare. Care e problema? Este, ai port. Deci noi mâncăm și pe urmă ne ducem să ne dăm cu Sania. Mâncam și aici Romanul a citit niște noutăți. Ia citește-le. La noapte vin ninsorile. Meteorologii spun că din primele ore ale dimineții și până seara va ninge abundent. A să fie ninsori mari. Nu mă duc la școală. Înseamnă că dacă sunt ninsori mari, Roman nu se duce la școală că sunt ninsori mari. Și noi să ne distrăm. Amin. Vreau să spun un cuvânt pentru persoanele care spun că s-a urcat vedeta, nu știu acolo. Într-un fel mă simt ca o vedetă. Eu niciodată nu mă simt ca o vedetă, nu mă simt ca o vedetă și nici nu vreau să mă simt ca o vedetă. Pentru că în clipa în care eu azi încep să mă simt ca o vedetă, da, eu am publicul ăsta, sunt aproape 1 milion de abonați și asta într-un fel te face vedetă, într-un fel tu vedetă, ești văzut de mai mulți oameni, urmărit și chestii de genul. Dar asta nu înseamnă că eu mă simt ca o vedetă, pentru că, dați-vă spun o chestie, 2 ani când am început canalul ăsta, Elias Vlogs, când am ajuns la 1000 de abonați, eu am spus, oh my god, nu-mi vine să cred, sincer, așa entuziasmat eram. Și des mă gândeam la o chestie, zic, nu vreau cumva popularitatea să mă schimbi pe mine. Eu personal simt că toată chestia asta, YouTube, în gener voi pe mine m-ați schimbat, în unele cazuri am mai mult curaj, sunt mai crezut în mine, am învățat foarte, foarte multe lucruri interesante și utile pentru mine și viața mea personală. Cum ai mai spus la o poză, un citat așa care l-am scris eu, pentru mine personal contează să fiu ceea ce am fost ieri, numai că mai bun. Tot e trecător, nimic nu e veșnic, mai ales pe pământul ăsta. Și așa ai azi, poți să n-ai mâine, știi? Așa că prețuiește lucrurile care le ai azi, oamenii care sunt lângă tine azi, pentru că mâine poate să nu fie lângă tine. Sau mâine poți să pierzi tot. Și când ai pierzi tot, cel mai mult contează să rămâi om. Și dacă voi pe mine să mă țineți minte ca un om bun, un om care a vrut să facă o mic schimbare în lumea asta, atunci eu n-am pierdut nimic. Chiar dacă pierd tot, spunem, da? Eu n-am pierdut nimic pentru că eu am rămas om cu aceeași inimă și aceeași dorință. Așa că mersi vouă pentru susținerea voastră. Vă sunteți tari! Sincer, vă sunteți tari. Ia uitați și niște la noi. Gris! Gris! Poli! Hey, Poli! Gris! Gris, vin cu... Gris! Hai, hai! Latră la Roman! Zi, Gris! Zi, Gris! Gris! Nu! Zi, Gris! Gris! Hai, zi așa, Gris! Gris! Gris, hai! Că vezi? E simte vocea blândă. Grace, 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 nu? Dar și-ați făcut vopțet. Noi ne ducem afară, eu în cămașă, vedeți? Apropo, geaca asta mea, așa de tare pute. Eu trebuie să o mai spăl încă o dată. Am scos-o deodată după ce s-o spălat, dar nu s-o uscat. Pentru că eu n-am desfăcut-o, vedeți? Ea se desface aici, Ana, și trebuie să scot blana asta și după asta geaca s-o pun s-o sușe. Și așa miroase, nu știu cum, miros de zi, de haine împuțite. Asta mai spăl azi încă o dată. Și Roman, nasul meu e dezvoltat? Da, tare, tu ne roște. Chiar dacă eu nu ne rost, Hui, ne dăm și ne dăm cu Sania. Nu mi-e frig la cap, nu mi-e frig la mâini, la corp.
doar la picioare. Roman s-a îmbrăcat în două perechi de pantaloni și două perechi de cerafi, așa că lui bine, data viitoare mă îmbrac și eu în două perechi de pantaloni. Dar ieri mie nu a intrat zăpadă în pantaloni. Eu am văzut, ai văzut în vlog cum ți-a intrat zăpadă în gură, da. Ți-a zburat. Data viitoare luăm și ochelari. Și de măr și ceva în gură spune. Da, și în gură, dar în gură îți pui o basma. Măr. Îmi promitam la bunica. Roman, ieri te-am dus pe tine. Așa și pe mine. Băi, dă-i frig lăcșari. Oh? Wow. Și de pant. Așa e că e mare. Oh, hadem. Dar hai să fugim. Hai să fugim. Eu sprim Romanu. Am avut eu un canal, se numea Ilie Bivol. Nu ăsta care e acum, dar altul. Am avut eu mai de mult unul. Uitați-vă și ghețușa aici. Băi, Roman, tot te ghine? Da. Dar e vreo ghețuș tu? Dar așa s-a văzut în cameră, știi? Păi, pe canalul acela am postat un video cum mă dădeam la vale aici și l-am șters. Am șters canalul, de fapt. Oh my god! Oh my god! Și Roman! Și? N-am înțeles. Unde ți-ai rost? La voi. La voi? A, ți-a intrat? Da. Ia stai mașina. Asta e tare periculos. Nu parte. Normal! Normal! Oh my god! Normal! Ops! Ахли! Ахли! Бэ! Бэ, еще на описание это! Мне нравится, что любишь адреналина. Витеза и на максимум. Мне нравится, что ешь... Мне нравится, нормально, царан. Мне нравится, что ешь bad boy. Бэ, гадай, фрига, еще и фрига, нгыт. Ha? E frig în gât tare. Da? Și mă acasă? Păi da, mă șeam și fie ce câte. Apă da. Uitați, vedeți, eu am mânuș. Și uitați-vă și fain la iPhone. Dacă eu am mânuș și nu pot să apăs butonul și nu vreau să scot mânușele pentru că e frig afară, eu spun: Hey Siri, call King Alex on loudspeaker. Calling King Alex on speaker. Fain, așa-i? Hello, ce faci? No. Ne ducem acum la valea trandafirilor. Acolo este o vale faină. S-a înghețat mâinile? Mie mi-a înghețat degetele așa de tare. Și de la picioare și de la mâini. E ca... Ilie, ca tare am mă... Târâi, dar nu se vede. Nu se vede. Hai, Ilie. Până la lumină. Dar și eu, băsut? A, vrei să mă duci? Da. Hai, zici. Cred că e ușor. E ușor, Roman? Oh! Mama! Oh my god! Oh my god! Băi, eu crezi că a venit dracu, știi? Băi, eu crezi că am pușcat cineva în mine. Dar eu crezi că dracu a venit și tăticioarele de acolo. Cât mai realist, cât mai... Oh, ai simțit? Ia că așa să cătii, băieți. Oh my god! Ai chicat. Băi, nu mai filma. Da, zi, stai că te-ai mână. Cioare din copac. Așa tăci deodată. Și eu așa, eu am crezut, băi, chic copacul, știi? Nu, eu am crezut că îmi pușc cineva. Da, eu am crezut că chic copacul și primul am văzut și ori. Mi s-a părut dracu acolo. Ei, tare, 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 frig. Roman, dă-i putin să fie. Așa este. Ha, 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 din nou. Hai, Ilie, are talent. Wow! Oh. Haile! Flash, tu ești? Wow. Am obosit. Cum? Cum te-ai distrat? Eu da. Gata. Da. Stere. Acolo sunt mulți copii, vale foarte mare. Hai că nu-și vă arăt. Hai uitați, vedeți vale? Spar că e mică, dar e mare de fapt. Așa e, Roman, că e mare. Uitați valea asta, dar cred că n-am stăt mult, că-s mult aici, așa-i? Mai gine când-s mai puțini. Mai scurt, ne dăm de aici? Îmi plași că te duci repede. Aici sunt multe pietre, am depistat pietre. Uite ce-am găsit. Și cum? Mai gine să trag la valea, hai, vin ca.
Ta-da! Stai, ești viu? Da. Apropo, în privință la Jessie, noi am găsit-o. Ea este la un don și a spus că după sărbători ne-o dă. Aștept părinții să vină acasă și ne ducem să o luăm pe Jessie. Așa că ura, am găsit-o și pe Jessie. Am ajuns acasă, vedeți ce am mai transpirat obiectivul. Așa de obicei se întâmplă când vii la frig, la cald. Roman acolo se încălzește, lui frig. Băi, mă strochiește! Serios, mă strochiești cu gaz, ia vine gaz în mine, gata. Am pus geaca mea să spele și după asta o pun la uscat. Dar mă duc cu Roman la magazin să cumpăr niște chips pentru chips, film. Snack-uri. Da, snack-uri, ne punem să privim un film. Horror vrei să privim? Da, logic. Da, horror vrei să privim. Ia uitați-vă ce geacă faină. Ia asta, ia, hai să ce cămașa asta tare. Așa e că geaca asta e tare faină. Da. De la Board Shop. Am niște Adidas, se numește Assassin. Oh my god, asta tip. Ăștia i-am primit cadou de la Dorin. Ei au o colecție nouă, se numește... Uitați-vă ce fain încălțăminte asta. Oh my god. O mai rămas, văpșe... Asta e special edition. Wow. Ia stai de sus așa. Boy. Ce-i fain? Da. Ăștia sunt special edition. N-ați mai fi. De la Supra toți s-au vândut deja. E foarte, foarte fain. Uitați-vă și material tare fain. Supra. Wow. Assassin's Creed. Uitați-vă și așa e fain arată înăuntru. Asta de la Arrow. Așa scrie Musca 003. Jad 003. Jad. Este tare fain. Eu azi le port în primăvară. Acum n-a să le port pentru că e zăpadă și ele o strâșe. Orice încălțăminte strică la apă. Dorin, mulțumesc mult pentru cadou. Ele mai sunt în stoc. Nu știu dacă este sunt în stoc, dar mai sunt câteva acolo. Așa că, Roman, tu trebuie să te grăbești. Mă, mă grăghesc, numai cât. Da. Am fost și am luat snack-uri. Ții, de asta? Și am luat și un suc, așa fain. Roman se culcă, dar eu azi privesc un serial. Ia că te la acolo, Roman. Roman! Roman, noapte bună! Roman! Noapte bună, Roman! Mă duc să mă culc. Sper că voi ați avut o zi faină. Noi să ne vedem mâine cu Sania, care eu v-am promis ca să o fac. Trebuie să fie interesant. A să încercăm mai multe modele, nu doar una. Cam atât pe azi. Cu voi a fost Ilie și noi ne vedem mâine. Pa, pa!